Bun găsit, doamnelor și domnilor, la emisiunea Numele Adevărului. Mâine este o zi importantă pentru toată România, Ziua Națională va fi sărbătorită de către toată lumea. O să discutăm în această seară despre importanța și semnificația zilei de 1 decembrie cu domnul Gheorghe Gorun, istoric. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bun găsit. Vă propun o discuție deschisă despre această zi, pentru că în ultimii ani au apărut tot felul de opinii, ales în mediul online, cu privire la importanța acestei zile pentru toți oamenii care trăiesc în România. Au apărut tot felul de opinii din partea celor care aparțin unei alte etnii și susțin că pentru ei ziua de 1 decembrie nu este o sărbătoare, nu este într-adevăr, nu reprezintă o zi națională. Cum priviți toate aceste lucruri? Este într-adevăr cel mai important eveniment din istoria României, putea fi aleasă o altă zi națională, se putea dezbate mai mult pe această temă, ca să reprezinte pentru toată lumea o adevărată sărbătoare. Alin, noi am discutat de fiecare dată foarte deschis de câte ori ne-am văzut și indiferent de subiectul pe care l-am discutat. Prin urmare, nădăjduiesc că vom purta și astă seară același tip de discuție, pentru că așa ne șade bine și așa este onorabil și frumos. Am spus foarte adesea și au spus și alți istorici, unii înaintea mea, alții după mine, că momentul 1 decembrie este pentru noi un moment apoteotic. Este un moment astral, l-au numit alții, pentru că este punctul, terminus al procesului de constituire a statului național unitar român. Este momentul când marea majoritate a românilor sunt adunați în aceeași structură statală, între aceleași granițe și puse sub aceeași zodie a împlinirii și a binelui. De aceea, de mult mi-am dorit ca 1 decembrie să fie Ziua Națională a României. Repet, este momentul final, momentul terminus al acestui proces, că sunt alte momente, poate nu la fel de importante, dar fără care n-ar fi existat probabil nici acesta. Prin urmare, alegerea zilei de 1 decembrie ca zi națională a noastră este, cred, fericită și cea mai oportună cu putință. Evident, sunt o mulțime de imponderabile care ne lovesc, care ne apasă, care încearcă să ne deturneze de la ceea ce credem noi și ce vrem noi să facem. Te referi cu siguranță la minoritatea maghiară din România și la organizația sa politică sau organizațiile ei politice, ca și la vecinul nostru dinspre vest, Ungaria, care socotesc momentul acesta o catastrofă pentru ei. Nu este pentru minoritatea maghiară din Transilvania o catastrofă, pentru Ungaria poate fi socotită o catastrofă. Ei n-au recunoscut niciodată Trianonul, de pildă. Am scris mult despre Trianon. Ei nu recunosc nici măcar că armata română i-a scăpat de Ciuma Roșie prin intervenția sa, armatei noastre, în Budapesta, în 1919, când acolo funcționa un guvern bolșevic, eminamente bolșevic, condus de comintinterniștul Belacun. Acesta nu recunoștea nici într-un caz, nici ceea ce noi am hotărât la Alba Iulia, zic noi că îmi place să mă socotesc și eu și te socotesc și pe tine, urmași demn al celor de atunci, că noi am hotărât să ne unim cu toții într-o țară frumoasă, mare, rotundă, dodoloață, cum spunea un copil
pe gard într-o, și știm noi treaba asta, dintr-o lectură foarte frumos așezată în manualele de citire de mult. Ei nu recunosc aceasta pentru că, practic, rămân nostalgici în toată istoria lor la momentul Ștefan I, Ștefan cel Mare, care este fondatorul regatului medieval maghiar în anul 1000, una dintre cele mai puternice întocmiri statale din Europa vremii. Ungurii fac un foarte puternic regat medieval, cuceresc teritorii pe zone extinse, încearcă mai întâi către vest, după care continuă către est, cuceresc Transilvania în etape succesive până în secolul al XIII-lea și devin, repet, unul dintre cele mai puternice regate medievale. Multă vreme, până în 1336, în acest regat beneficiau de drepturi politice și românii. Pentru că nu se făcea atunci distinție foarte clară între națiune, națiune, național și nici măcar între religii. Religiile, în principal, religiile creștine, cele două variante creștine, respectiv cea apuseană și cea răsăriteană. Ungurii erau creștinați după ritul apusean, catolic. Noi am fost creștinați, ne-am creștinat după ritul răsăritan și iată astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, care este socotit creștinătorul nostru, apostolul care creștinează în zona noastră, la Dunărea de Jos și în Dobrogea. Închid paranteza și profit de prilej, dacă îmi permit și te asociez mie, să urăm la mulți ani tuturor care poartă acest nume și revenim la subiectul nostru. Din 1366 însă, drepturile politice sunt acordate, recunoscute doar celor de religie catolică. În acest moment românii sunt expulzați de la orice posibilitate de conducere. Cei care îmbrățișează catolicismul însă pot să ajungă inclusiv regi ai Ungariei. Avem două pilde foarte onorabile pentru noi. Pe una o recunoaștem de mult, pe una nu prea recunoaștem. Este cea a lui Iancu de Hunedoara și a fiului său. Iancu de Hunedoara, care ajunge vicerege al Ungariei, după ce regele ungar este ucis pe câmpul de luptă la Varna, și fiul său, Mateiaș Corvinul, care este unul dintre cei mai mari regi ai regatului maghiar. Numai că această statalitate n-a rezistat cum n-au rezistat nici altele. Avem în vecinătatea noastră o altă națiune puternică, tot catolică, care la rândul ei a întemeiat un foarte puternic stat medieval. Polonia. Și Ungaria și Polonia vor avea o soartă asemănătoare. În 1526, regatul maghiar se prăbușește. Sub presiunea turcilor, cade și este transformat în pașalăcul de la Buda, partea vestică a Ungariei și principatul autonom al Transilvaniei, partea estică, sub suzeranitate otomană, partea estică a Ungariei, cum se numea evident atunci. Transilvania și-a menținut în toată această perioadă, și când era în regatul maghiar, o autonomie limitată, și când era în Imperiul Otoman, o autonomie accentuată, dar nu independență. Deci, statul maghiar dispare în 1526. Încearcă să-l refacă la 1848. Nu reușesc să refacă, mai mult decât atât. Poartă un război foarte sângeros, nu numai cu armata imperială austriacă, care între timp preia Ungaria, ocupă Ungaria, dar și cu noi, cu românii. Nu intrăm în amănunte în acest război pe care foarte mulți, inclusiv Avram Iancu, l-a numit un război fratricid, care n-ar fi trebuit să se petreacă între unguri și români în Transilvania. Apoi găsesc prilejul când Austria este foarte slabă, învinsă fiind într-un război cu Prusia, cele două state de origine germanică, se luptă pentru întâietate, pentru hegemonie în acest spațiu german și războiul este câștigat de Prusia. Austria slăbită, repetăm, se vede dispusă să accepte alianța cu Ungaria, cu clasa nobiliară, de fapt, cu clasa conducătoare din Ungaria, și se constituie, dacă te aduci bine aminte de la istorie, și probabil mulți dintre telespectatorii noștri își aduc aminte,
se constituie ceea ce se cheamă Imperiul Austriac sau Austro-Ungar sau Monarhia Dualistă Austro-Ungar. Conduc aceste două națiuni, națiunea Imperiu, și sunt în acest imperiu români, ruteni, ucrainieni, sârbi, croați, bosnieci, herțegoveni, germani, austrieci, cehi, slovaci și așa mai departe și așa mai departe. O mulțime de națiuni sunt integrate în acest imperiu. Politica maghiară este deosebit de dură. Maghiarii administrează părțile estice ale imperiului, așa numită Transleitania, în care se integrează și dintre provinciile românești, dintre teritoriile românești, Banatul, Maramureșul, Crișana, Sădmarul și Transilvania. Austriecii administrează părțile vestice ale imperiului, numită Cisleitania, care integrează și Bucovina, o altă provincie românească pe care o câștigaseră austriecii în 1775 printr-o conferință la Constantinopol, după un alt război austro-ruso-turc. Vine războiul mondial, 1914-1918, atitudinea noastră este îndeoarece cunoscută, neutralitate și expectativă militară, ungurii intră din capul locului în război, noi suntem într-o alianță din 1883, suntem într-o alianță cu Germania și cu Austro-Ungaria, după ce ne-am câștigat independența, am intrat într-un conflict foarte dur diplomatic, din fericire, cu Rusia, cu care fusesem aliați în războiul de independență din 1877-1878 și pentru a ne pune la adăpost de pericolul rus, încheiem această alianță, Carol I încheie această alianță. Războiul este pierdut de alianța în care se găsește și Austro-Ungaria în 1918, urmează dezintegrarea imperiilor, Imperiului Austro-Ungar, Imperiului Țarist sau Rus, Imperiului Otoman și Imperiului German, deci toate imperiile europene se dezintegrează și toate națiunile care nu reușiseră până atunci să-și constituie state naționale, își constituie statele lor naționale. Urmează conferința de pace de la Paris, o să revenim la momentele noastre, la momentele românești, conferința de la Paris, care recunoaște prin Trianon apartenența Transilvaniei, Banatului, Maramureșului, Crișanei, Sădmarului la România. Deci este integrată României așa cum hotărâseră românii de acolo, mai devreme cu aproximativ un an. În aceeași conferință, tratatul de la Saint-Germain recunoaște unirea Bucovinei cu România. Iar tratatul de la Paris, prin tratatul de la Paris, anumite puteri aliate și asociate recunosc și unirea Basarabiei cu România, asupra căreia vom reveni îndată. Ungurii au spus din capul locului că nu recunosc niciodată și nu vor recunoaște niciodată Trianonul. De aici izvorăsc toate aceste dezbateri, toate aceste contradicții, toate aceste conflicte, deocamdată să le numim așa, la nivel de vorbe și de declarații, și evident, toate nemulțumirile noastre, nemulțumiri justificate în totalitate, justificate, nemulțumirea noastră justificate în totalitate. Numai că ar sta și la îndemâna noastră să mai încercăm și alte variante. De pildă, sugerez de foarte multă vreme ca 1 decembrie să nu fie repetat la nesfârșit ca fiind ziua națională a românilor, a tuturor românilor. Pentru că în Constituție scrie că este ziua națională a României. Aceasta îi obligă doar declarativ până la urmă, pe toți cei care sunt în România să sărbătorească la 1 decembrie ziua națională a României. Cred că cel mai potrivit este să acceptăm cu toții că 1 decembrie 1918 este ziua națională a României, a cetățenilor români, prin urmare, și cetățeni români și ungurii, și germanii, și slovacii, și slovenii, și turcii, și tătarii, și bulgarii, și alții care sunt în România, și, evident, și ziua națională a românilor din afara granițelor.
care se socotesc români și vor să fie români și socotesc, consideră că acest moment este foarte important pentru ei, pentru că ei aparțin acestui spațiu ideatic, care se cheamă Națiunea Română. Deci aceasta ar fi, cred eu, lucrarea noastră. Noi altceva nu avem de făcut. Mai mult de atât nu putem să facem. Nu putem să îngăduim alt gen de discuții, de dezbateri și așa mai departe și așa mai departe. Ungurii uită, și evident că e în favoarea lor să se facă că uită, momentul 1526, zicea Mohaci, când sunt învinși și când gata, sunt terminați, uită că este vorba de o alianță împotriva popoarelor, împotriva tuturor popoarelor din Imperiu, în 1867, dualismul austro-ungar, și uită că în 1919, președintele american de atunci, Wilson, a elaborat așa numitul program Wilson, sau cele 16 puncte ale lui Wilson, care dau dreptul fiecărei națiuni să-și constituie stat național sau să se alăture statului național care deja există. La noi exista un stat național și o să revenim, sper să revenim și să avem vreme să revenim, un stat național care se constituise în decursul câtorva etape, momente foarte, foarte importante. Deci aceasta este chestiunea care îi privește pe unguri. Trebuie să mai spunem că dintre minoritățile transilvane, când zic transilvane, am acum vedere și Banatul, Crișana, Maramureșul, Sătmarul, dintre minoritățile transilvane, sau națiunile transilvane, cum se numeau atunci, doar ungurii nu au recunoscut declarația de la rezoluția de la Alba Iulia. Deci nu au recunoscut-o nici atunci. Toate celelalte au recunoscut-o. Sașii au recunoscut... Toți au recunoscut. Sași, șvabi, ruteni, evrei, ucrainieni, toți au recunoscut rezoluția de unire. Și au aderat la această rezoluție de unire. Cum putem depăși acest moment, până la urmă, de conflict care se tot rostogolește în timp de generații întregi? Nu putem să uităm toate lucrurile acestea și să totuși să ne dăm mâna, pentru că trăim până la urmă împreună pe acest teritoriu. Evident, Dumnezeu ne-a așezat aici pe toți. Aceasta este situația. Că și mai ziceam, vorbeam noi înainte să începem emisiunea de intervenția lui Dumnezeu în istorie, și în momentul acesta pe care noi îl sărbătorim mâine, există o intervenție puternică a lui Dumnezeu în istorie. Păi, Alin, nu există decât o singură variantă. Să scriem temeinic, să scriem pe dovezi, să publicăm, să citească lumea din toate părțile. Deci, pentru a dovedi dreptul nostru aici, este foarte important să publicăm în limbi de circulație internațională studiile noastre, pentru ca alții să le citească. Și, în adiacent, și poate la fel de important, dacă nu chiar mai important, să învățăm pe tineri istoria. Să învățăm așa cum se cuvine istoria, pentru că eu nu vorbesc de așa cum a fost istoria, așa cum a fost istoria, așa cum dorim noi. Să învățăm istoria. Documentele sunt grăitoare în această chestiune. Foarte, foarte grăitoare. Apoi, nu trebuie să pierdem din vedere că un dat nu este definitiv. Un dat, ori din ce parte vine, nu l-avem câștigat pentru vecie. Și avem dovezi cu grămada, inclusiv dovezi cu privire la zădărnicirea a ceea ce am făcut noi în 1918. Că nu mai avem toate teritoriile de atunci. Nu le mai avem. Problema cea mai importantă este că nu poate o populație minoritară să pretindă un teritoriu. Aceasta este de la sine înțeles. Cei care sunt mai mulți, acelora li se cuvine acel teritoriu. Minoritatea se supune majorității. Vremurile schimbă această repartiție. Ferească Dumnezeu să se schimbe în defavoarea noastră. Numărul oamenilor, locuitorilor, cetățenilor de etnie română
din toate provinciile românești. În 1918, românii în Transilvania erau aproximativ, sau în Transilvania erau aproximativ 70% români. 70%. Acum sunt, cred că 89% sau 93% români. Acest echilibru etnic trebuie să fie, să fie păstrat. Când România a preluat Basarabia, după 1807, în Basarabia, Dobrogea, după 1878, în Dobrogea era în jur de 30% români. 30%. A trebuit să ne purtăm extraordinar de corect, iar când Carol I, marele nostru bărbat de stat, regele României, a trimis armata în Dobrogea și administrația română le-a spus: purtați-vă cât se poate de cuvincios, purtați-vă așa cum vă purtați cu familiile voastre, nu manifestați nicio atitudine de stăpâni acolo, că nu suntem stăpâni, suntem egali cu cei care sunt acolo. Aceasta ne-a ajutat extraordinar de mult, această politică. Minoritățile naționale din România, toate, începând cu cea mai numeroasă, care este minoritatea maghiară, ar trebui să fie recunoscătoare statului român actual, de după 1990, pentru că beneficiază de, cred eu, și nu sunt un personaj neinformat sau o persoană neinformată, cred eu că în România minoritățile beneficiază de cele mai multe, largi și importante drepturi. De la posibilitatea să comunice în limba maternă, la posibilitatea să urmeze studii de la clasa pregătitoare și până la doctorat în limba minorității. Până să adreseze în instituții limba maternă. Absolut, absolut toate drepturile posibile. Și în instanțele de judecată, dacă se... De reprezentarea în Parlament. Toate minoritățile care au când se vede, câteva zeci de mii de etnici sunt reprezentate în Parlament. Nu cunosc o altă situație cu asemenea reprezentare în Parlament. Așadar, trebuie să manifestăm pe de o parte seriozitate în cercetare, pe de altă parte devotament în misiunea de a învăța pe cei care vin după noi istoria, să avem grijă să nu pierdem majoritatea etnică în niciuna dintre aceste provincii și, evident, să fim inteligenți ca să purtăm o diplomație, să desfășurăm o diplomație profitabilă națiunii române. Acesta cred că ar fi unul din proiectele de țară, dar o să revenim la proiectul de țară, că noi nu facem la proiectul, de fapt nu a fost un proiect de țară, a fost un proiect național și acum am putea să avem un proiect al națiunii române. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne revedem după câteva minute. Ne-am întors la emisiunea Numele Adevărului, vorbim în această seară despre Ziua Națională a României împreună cu domnul profesor Gheorghe Gorun. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre controversele care există cu privire la alegerea acestei zile de 1 decembrie ca ziua națională a României. Ne-ați explicat că este cel mai important eveniment istoric din țara noastră care ne leagă. Aș vrea să vă întreb, pentru că tot vorbim de unire și au mai existat discuții în ultima perioadă, nu s-a mai amintit nimic de Republica Moldova, pentru că vrând nevrând vorbim aceeași limbă, există o legătură între noi pe care nu poate nimeni s-o nege. Se mai există în condițiile actuale vreo șansă să se realizeze această unificare? Alin, dacă îmi permiți, înainte de a aborda acest subiect deosebit de important, dacă îmi permiți, aș vrea să ne punem puțin în temă cu
pașii, programele de care ne au adus la 1 decembrie 1918 și ce am pierdut din ce am realizat la 1 decembrie 1918, în acest moment final al procesului de care vorbeam. Uite, în ultima vreme, o foarte prestigioasă revistă din România, care nu are probleme cu politica, o pot numi? Da, Formulas, se cheamă, realizează niște reportaje absolut incredibile despre răspândirea dacilor și a românilor în toată Europa, până de la Ural până la Atlantic și peste tot, și nu numai în Europa, și în Asia. De fapt, și unii istorici s-au ocupat de mult de prezența dacilor, răspândirea dacilor în Imperiul Roman sau în provinciile romane. Peste tot suntem. Cum sunt și alții. Deci nu numai noi suntem, sunt și alții. Noi ne-am constituit statele, să le spunem, în înțelesul premodern al termenului, destul de târziu față de vecinii noștri. Și au făcut statul și Bulgarii de două ori, și unul a fost româno-bulgar, cu conducere bulgară, dacă vă aduceți aminte de Imperiul sau statul Săneștilor, este realizat în secolul al X-lea, în sudul Dunării, de bulgari și vlah, de vlah și de bulgari. Sârbii și-au făcut statul, polonezii am zis, ungurii am zis. Noi ne facem statul abia în secolul al XIV-lea. Și atunci realizăm 3 întocmiri statale. Țara Românească sau Ungro-Vlahia, cum s-a mai chemat, Moldova și Dobrogea. Transilvania este cucerită pe măsură ce formațiunile dinainte de stat se unificau, au fost cucerită rând pe rând, am zis până în secolul XIII de unguri. Aceste state, în pofida faptului că au fost mai slabe decât cele pe care le-am pomenit mai înainte, au rezistat. Noi nu ne-am pierdut niciodată statalitatea, absolut niciodată. Tot evul mediu am rămas așa, mai firavi, mai slabi, mai puternici, dar am rămas în picioare. Am plătit tribut Imperiului Otoman, am recunoscut suzeranitatea lor, am recunoscut vasalitatea față de Imperiul Otoman și am rămas în picioare. După 1772, într-o puternică contradicție între cele 3 imperii mari care ne înconjoară, Imperiul Austriac ridicat între timp, Imperiul Otoman în pierdere de teren, noi suntem sub dominație otomană, dar ăștia încep să piardă teren, și Imperiul Rus, iarăși în creștere și expansiune foarte puternică, mai pierdem din teritoriile noastre care intre sub al, își schimbă stăpânirea, cu alte cuvinte, își schimbă stăpânul. Am zis că toate teritoriile de dincolo de munți, ceea ce numim Transilvania și provinciile adiacente de acolo, au intrat în interiorul Imperiului Habsburgic sau Imperiului Austriac. Tot în Imperiul Austriac, și asta se petrece la sfârșitul secolului al XVII-lea și primii ani ai secolului al XVIII-lea. Tot în Imperiul Habsburgic intră și Bucovina, o parte de nord a Moldovei noastre. În 1812 pierdem și Basarabia, care intră în componența Imperiului Rus. Deci avem atâția stăpâni încât ne este aproape imposibil să mai facem vreo unitate. Foarte, foarte mulți stăpâni. Poziția noastră strategică. Numai contradicțiile dintre acești stăpâni foarte puternici ne puteau ajuta în anumite momente, cum s-a și petrecut de alminteri istoria, cum ne-a și ajutat de alminteri istoria, și când zic istoria, zic Dumnezeu în această formulare. Prin urmare, din 1772, repet, încep să apară anumite proiecte, anumite programe de modernizare și de emancipare națională a acestor ținuturi. Foarte multe. Cele mai multe realizate de boieri moldoveni și munteni. De boieri moldoveni și munteni, proiecte pe care le trimit și la Constantinopol, la Stambul, le trimit și la Viena, le trimit și la Petrograd, le trimit și la Frankfurt pe Main și în alte zone, și Napole, cred. Deci peste tot pe unde cred ei că ar găsi un anume sprijin. Dar primul proiect cu adevărat astral, ca și momentul decembrie 1918, sau momentul 1918 mai curând, este 1848. Atunci se realizează într-adevăr
proiectul împlinirii noastre, proiectul fericirii noastre ca națiune, care suntem încă necoaptă în totalitate, și proiectul care beneficiază, pe de o parte, de o pleiadă de cărturari excepționali, copii de boieri, aproape toți, excepție Ion Maiorescu, în rest cam toți erau cu fii de boieri, care au plecat să studieze în capitalele europene, și, foarte, foarte important, greco-catolici din Transilvania. În 1701, cred, se semnează a doua diplomă leopoldină, prin care se instituie această variantă, acest cult creștin, care se cheamă Biserica Unită cu Roma sau Greco-Catolică. În acest spațiu ecleziastic și de cultură se formează toată pleiada, nu-i neglijăm nici pe ortodox, pe Andrei Șaguna și toată școala lui de acolo, sau școala lui Iosif Vulcan de la Oradea, sau lui Goldiș de la Arad, care vin mai târziu. Aceștia sunt, într-adevăr, cei care vor alcătui, începând cu Inocente Micu Klein, continuând cu ceea ce numim reprezentanții școlii ardelene, Samuel Micu, Petru Maior, Ignatie Darabant, August Trebonu Laurean, Alexandru Papiu Laurean și toți ceilalți, o întreagă pleiadă de mari cărturari, care studiază în universități catolice din Polonia, din Italia, din Ungaria, din Austria. Și găsesc acolo documente foarte prețioase despre noi. Foarte prețioase documente. În momentul acesta se naște, se formează ceea ce găsim încă foarte embrionar la alți cărturari, de pildă la Miron Costin, la enciclopedistul, primul nostru enciclopedist, Dimitrie Cantemir, la Constantin Cantacuzino, un alt enciclopedist, că noi toți din acest spațiu suntem cam aceiași, și ca fire, și ca limbă nu mai vorbim, numai că există diferențe de regiune, regionalisme, graiuri, de fapt, mai puțin dialecte în acest spațiu pe care îl numim românesc, sunt dialectele din afara granițelor noastre, în sudul Dunării, așa, și atunci îi zic, domne, noi trebuie să facem acest proiect, să ne regăsim în aceeași structură statală. În 1848 se formulează mai multe programe de o însemnătate excepțională. Excepțională însemnătate. Unele dintre ele prezentate și unor mulțimi în adunări populare, cum s-a petrecut la Islas de pildă, cum s-a petrecut la Blaj de pildă, altele fiind mai mult niște angajamente, niște legăminte pe care le fac acești incredibili de patrioți și de deștepți intelectuali. Așa, de exemplu, în două programe ale moldovenilor, elaborate după ce ratează oarecum întâlnirea lor de la Iași, în martie 1848, în două programe, unul în mai, unul în august, care se cheamă Principiile noastre pentru reformarea patriei și altul se cheamă Dorințele Partidei Naționale din Moldova, înscriu o prevedere dumnezeiască. Unirea Moldovei cu țara românească într-un stat neatârnat românesc. Într-unul din programe, și unirea Moldovei cu țara românească, care este cheia de boltă fără de care s-ar prăbuși tot edificiul național. Deci acesta este legământul lor. Moldoveni sunt amândoi. Cogălnicianul face unul din aceste programe, este autorul lui fundamental, și al doilea îmi scapă acum numele realizatorului. Găsim în toate programele formulate la 1848, și sunt foarte, foarte multe, și la Cernăuț, și la Lugoj, și la Blaj în mai multe rânduri, și la, în țara românească, la Islaz, și la Brașov, și la peste tot. Găsim autonomia, respectarea autonomiei administrative și politice a principatelor. Prin urmare, nu solicităm direct independența, ca în cele două programe, dar spunem, lăsați-ne mai departe să ne autoguvernăm, să ne autoconducem, că este esențial pentru noi să facem aceasta sau să avem această aptitudine.
găsim formulări deosebit radicale cu privire la recunoașterea Bisericii Ortodoxe în toate zonele unde aceasta există. Deci acesta este momentul de pornire. Evident, am pomenit deja diferendul dintre unguri și români. Pentru că ungurii hotărăsc atunci, la 1848, dieta lor de la Pesta, hotărăște să anexeze Transilvania fără nicio discuție, fără să ne recunoască nimic Ungariei. Deci ei erau în război revoluționar cu Austria, dar doresc să anexeze majoritatea teritoriilor care făcuseră parte din regatul medieval maghiar. Aceasta îi indignează foarte tare pe românii din Transilvania, se întâlnesc în trei adunări naționale repetate la Alba Iulia, una de pregătire, alta genială cu 30.000 de participanți, alta cu 60.000 de participanți, două sunt, una în aprilie prima, a doua este în mai, a treia este în septembrie, așa, și hotărăsc să lupte pentru recunoașterea națiunii române din Transilvania și egala ei îndreptățire și a celor și a confesiunilor ei cu celelalte națiuni recunoscute din Transilvania. Acesta este cum să zic, expresia aceasta, această prevedere este expresia maturității extraordinare. Putem să vorbim de clasă politică națională din Transilvania atunci. Urmează înfrângerea Revoluției peste tot. Și, practic, Rusia este actorul principal al înfrângerii tuturor revoluției. Intervenția militară a Turciei în țara românească este realizată la presiunile brutale ale Rusiei să intervină militar și să înnăbușe evenimentele de acolo. În Moldova s-a stins de la sine, în Transilvania și în celelalte provincii Revoluția este înnăbușită de Imperiul Austriac cu sprijin militar direct rusesc. Deci, momentul revoluționar trece. Dar Nicolae Bălcescu, unul dintre foarte mari vizionari ai noștri, scrie într-un articol, într-o publicație a exilului revoluționar românesc, cred că în România Viitoare, așa se cheamă revista, România Viitoare, ne-au mai rămas de înfăptuit încă două revoluții. Ne-au rămas de înfăptuit încă următoarele revoluții. S-ar putea să nu citesc cu foarte mare exactitate. Unirea Moldovei cu țara românească, independența acestui stat și apoi unirea tuturor românilor într-o singură întocmire statală. Se adresează într-un cuvânt, într-un discurs foarte frumos și înălțător studenților români din Paris, și le insuflă acest extraordinar ideal pentru care ei trebuie să acționeze. Deci atunci s-a plămădit programul înălțător, programul astral al națiunii române. Nu al României, că n-avem nicio Românie. Noi avem România abia în 1866 când vine Carol I, când îl aducem pe Carol I la conducerea țării. Momentul 1848 este pregătit, momentul 1859 este pregătit peste tot de acești oameni. Cei mai mulți au fost obligați să plece în exil, să rămână la Viena, la Buda, la Palermo, la Constantinopol, peste tot în afară de România. Unii nu se mai întorc niciodată și este cazul cel mai cunoscut este al lui Nicolae Bălcescu, care moare în exil. Alții se întorc, mai întâi în Moldova, unde este o domnie mai blândă, mai îngăduitoare cu cei care plecaseră. Unii se întorc și pregătesc în țară momentul unirii din 1859. Editează tot felul de gazete, se deplasează în comune, în sate, în orașe, să vorbească cu oamenii. Și momentul devine foarte prielnic, în 1859, repetăm, după ce obținem un acord total al împăratului francez Napoleon al III-lea, Napoleon cel Mare, Ludovic Napoleon, care ne spune, da, vă sprijin așa cum vreți voi. Ratăm posibilitatea să realizăm unirea într-un stat care să se cheme România, dar ideea dominantă care intervine peste tot este prinț străin. Deci toate programele solicită un prinț străin.
Nu mai doresc un domnitor pământean. Niciunul din programele de la 1772, ziceam încoace, nu vorbește decât de un prinț străin. Toate programele vorbesc de un prinț străin. În 1857 au loc hotărârile, au loc adunările ad hoc, să consulte poporul, mă rog, este vorba de un război, un război austro, de un război ruso-turc. Turcii sunt sprijiniți acum de Anglia, de Franța, pierd rușii războiul, e un congres de pace la Paris în 1856, acolo ministrul de externe al Franței pune problema unirii țării românești cu Moldova. Turcii spun că nu sunt de acord, ăștia nu vor să se unească și atunci se hotărăște să facă adunări ad hoc. Acolo hotărăsc că ei să aducă un prinț străin. Deci acesta este și realizăm unirea nu definitivă, nu completă, că am greșit, acolo au greșit unii dintre noi, nu avem vreme să dezbatem în detaliu situația aceasta. Este momentul, 10 minute la dispoziție. Este momentul al doilea, Alin. Realizăm, practic, unirea Moldovei cu țara românească în 1859, dar unirea deplină o avem abia în 1862, când avem o singură capitală, un singur parlament, un singur guvern, o singură armată. Până atunci aveam câte două, cât fiecare provincie cu conducerea ei. În 1878, când se încheie războiul din Balcani, unde noi suntem aliați cu rușii, deși nu ne-au acceptat inițial, n-au vrut să ne ducem, că am avut pretenția ca armata noastră să aibă bază proprie de operațiuni și comandanții lor, nu ca în luptele cu pandurii din 1806-1812, când ne-au luat răpit Basarabia. Deci să avem bază de operațiuni și comanda noastră. Au acceptat, pe urmă, să-l lase pe Carol I, comandantul armatei de la Plevna, comandantul armatei ruse, româno-ruse de la Plevna. În 1879, repetăm, la Berlin, primind Dobrogea. Pierdem adevărat trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad, Izmail, pe care le ia Rusia, dar noi primim Dobrogea și gurile Dunării. Foarte mare câștig pentru noi, incredibil de mare. Deci acesta este al doilea moment în realizarea noastră statală unitară, statului nostru unitar. În 1912 și 1913 au loc două războaie în Balcani. La cel din 1913 participăm și noi. Conferința de pace se ține la București și câștigăm sudul Basarabiei, sudul Dobrogei, Cadrilaterul. Deci acesta este al treilea moment al realizării unității naționale. La sfârșitul războiului mondial, când spuneam că imperiile se prăbușesc, când Wilson, președintele american Wilson, spune că popoarele au dreptul la autodeterminare și la constituirea statelor proprii. Îl copiază și Lenin după Revoluția Bolșevică de la Petrograd, că caută o chestiune foarte populistă. Urmează momentele astrale. 28 martie, la Cernăuți, Sfatul Țării hotărăște unirea Basarabiei cu România. Aici aș face o paranteză. În niciuna din discuții, din tratative, de nimic, decât tratativele noastre cu Germania, înainte de a intra în război alături de Antanta, nu figura o asemenea posibilitate. Noi nu puteam nici cum să câștigăm și Basarabia, care era sub ocupație rusească, pentru că Rusia se găsea într-o alianță, și să câștigăm și Transilvania, Banatul, Maramureșul, Crișana, Sădmarul, Bucovina, pentru că acestea se găseau, că Austria, Austro-Ungaria, care le stăpânea, se găseau într-o altă alianță. Nu puteam să câștigăm decât una dintre ele. Deci în 28 și... De aceea numesc momentul acesta intervenția directă a lui Dumnezeu în istorie. Nu este decât o minune dumnezească că noi am putut să facem aceste chestiuni. Nu aveam cum să le facem. Minunea dumnezească constând în pacea încheiată separată de Rusia cu Antanta, cu Germania și neparticiparea Rusiei la conferința de pace de la Paris. Nu, au refuzat să participe la conferința de pace de la Paris. Și atunci noi ne-am dus pe cai mari și albi la Paris, am obținut acordul tuturor participanților și am putut să realizăm ce hotărâsăm la 28 martie Basarabia, la 27 martie Basarabia, la 28 noiembrie Bucovina, la 1 decembrie Mărita Adunare Națională de la Alba Iulia a hotărât unirea românilor, unirea Transilvaniei, Banatului, Maramureșului, Crișanei, ei zic și a părților ungurești,
Transilvaniei, Banatului și a părților ungurești și a teritoriilor locuite cu dânsii, de dânsii cu România în veacul vecilor. Și așa ajungem la acest moment astral. Alin, e prea scurt timpul pentru această foarte importantă lecție de istorie. Cum ne găsește această zi de 1 decembrie 2017, cam dezbinați, vorbesc din punct de vedere politic, am văzut președintele Senatului, nu vrea să stea lângă președintele țării, e o întreagă nebunie de felul acesta, când în această zi importantă trebuie să fim, indiferent de toate opțiunile noastre, trebuie să fim sunt alături absolut, unul lângă celălalt. Sunt absolut de acord cu ce spui, Alin, sigur. Dar cred că totuși ne găsește pe noi cei mulți și cei fără pretenții mari de mărire, cu pretenții foarte mari de mărire, ne găsește îngăduitori, ne găsește senini, chiar dacă afară o să fie vremea mohărâtă. Eu cred că e bine să ne bucurăm pentru că este ziua noastră națională. Clasa politică aceasta este absolut lamentabilă și spuneai despre Basarabia într-o propoziție închei. Cred că acesta ar fi singurul nostru proiect de națiune, unirea Basarabiei cu România într-un termen cât se poate de scurt. Pentru că nu există nici altă cale pentru Basarabia, pentru Republica Moldova și este, cred, o chestie rușinoasă să avem acum două state românești, un teritoriu mai departe fracturat, rezultatul unui dictat, notele ultimative sovietice din iunie 1940, când am pierdut teritoriul acesta, a urmat pierderea Cadriatărului, a urmat pierderea Bucovinei de Nord, a urmat pierderea Vestului, Banatului și Transilvaniei, dar pe acestea le-am recâștigat la conferința de pace din 1947. Mai ales că au nevoie de ajutor, din câte am înțeles, nivelul de trai este scăzut acolo. Este extraordinar de greu acolo, foarte, foarte greu. Acolo este greu. Păi, basarabenii care vin la noi spun că ar trebui să fiți niște fericiți de cum este la voi. Noi spunem că la noi este cel mai rău și că niciodată n-a fost mai rău decât acum. Noi suntem foarte, foarte păcătoși. Nu suntem recunoscători deloc. Nu suntem mulțumiți. Bine că asta este firea omului până la urmă. Da, firea omului, dar firea omului uneori îl duce destul de rău. Îl duce în multe fundături această nemulțumire generalizată și generală pe care o manifestăm. Aș vrea să mă întreb dacă cum, pentru că se prezintă în această zi de 1 decembrie tot felul de exemple de buni români, de oameni care au reușit în cariera lor și în țară și în străinătate și de obicei această zi se sărbătorește după un anumit tipar. Au loc acele manifestări de dimineață cu acele cuvântări, defilarea trupelor militare și a tuturor forțelor, fasolea cu ciolanul. Nu e rău deja că este intrat, nu e rău că este și fasolea. Deja intră în tradiție, nu este rău. Da, nu. Apoi fiecare se întoarce acasă sau fiecare se duce pe posturile pe care le ocupă și încep să se ocupe de micile lor ocupații, să spun așa. Da. Tot mulți se bat cu pumnul în piept ce români adevărat suntem noi, cu patriotism, cu cântece patriotice și când ajung să-și facă meseria, ei se gândesc în primul rând cum să-și bage mai mult mâna în borcanul de miere și adică, cred că până la urmă fiecare trebuie să fim corecți și cinstiți cu noi înșine și cu cei din jurul ai nostru. Ai răspuns tu la întrebare, la provocarea mea ai răspuns tu. Trebuie să sărbătorim așa cum se cuvine. Fiecare să facem ce știm și pentru ce suntem pregătiți. Numai așa vom dovedi în condițiile actuale că suntem patrioți. Fără să ne batem cu pumni în piept, fără să răgnim, fără să spunem că ala care strigă mai tare este patriot. Ferească Dumnezeu să avem nevoie de manifestarea patriotismului în tranșee sau în sângeraci. Dar ați spus și noastră, cred, acest tip de comportament Categoric. Până la urmă. Categoric. Nu, trebuie să fim,
trebuie să fim sfioși, onești, încrezători, harnici și să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ce avem. Încheiem așa, pentru că este frumos, sunt frumoase ultimele cuvinte pe care le-ați spus în această seară. Mulțumesc pentru prezență în cadrul emisiunii noastre. Și ultimele cuvinte. Sunt frumoase și ultimele cuvinte. Da. Scuză-mă. Vă doresc să aveți o seară plăcută în continuare și mâine să fim împreună la această mare sărbătoare. Să ne bucurăm de România. Mulțumesc că ați fost alături de noi, doamnelor și domnilor. Ne oprim aici la mulți ani și o sărbătoare frumoasă.